Oameni care n-au caracter, care așa au fost crescuți, așa au fost educați. Vă place, uite, așa ceva. Așa arată una dintre cele mai frecventate zone pentru drumeții din Bocșa. De la sticle de plastic până la obiecte de mobilier sunt aruncate la întâmplare. Imaginile, dar și mirosul sunt greu de suportat. Îmi place să fac anumite trasee pentru relaxare, pentru a sta în natură cât mai mult și a mă simți bine și plăcut. Și nu mi se par ok aceste lucruri, gen aruncate gunoi pe marginea drumului. Cred că este ca o boală a pământului. Ce vedeți acum e nimic față de ce a fost altă dată. Zona respectivă a mai făcut obiectul controlului Gărzii Naționale de Mediu în anul 2018. Dacă este în amistarea alcoolului silvic, prin direcția silvică, vom dispune din nou măsuri. Zona este aproape de Ogna de Fier, destrăbătută de turiști, iar în vecinătate se află Muzeul de Mineralogie. Vizitatorii au fost de indignat să constate mizeria care îl înconjoară. Românul numai cu zbișul, că noi nu putem, noi nu, cu vorba, noi nu putem să facem ce trebuie. Nu! Noi numai cu amez, numai așa se poate. Cred că așa nu există, nu-i conștiință. Locul a fost curățat de mai multe ori de angajații oculului silvic din Bocșa, dar cei certați cu bunul simț aruncă gunoaie în continuare. Se face periodic curățenie, dar peste o lună, două, iar apare. Atrag atenția cetățenilor, pentru că acolo, în mare parte, cetățenii sunt cei care abandonează. Din, eu știu, indiferență, aruncă, abandonează aceste deșeuri în fondul forestier. Oamenii cer autorităților să monteze camere de supraveghere în zonă și chiar să înființeze niște patrule să oprească pe cei care fac mizerie.